Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și numai cu ajutorul Lui, continuăm cu o altă tematică de studiu biblic, întrebări pentru Domnul Dumnezeu. În paralel vom avea și o tematică de studiu pentru tineri, dar aceasta va începe odată cu școala. În seara aceasta, o primă lecție, întrebări referitoare la ființa divină. Vor urma și alte lecții, întrebările celor ce nu înțeleg și sunt asemenea întrebări în Biblie, întrebările celor ce sufăr, întrebările celor ce vor să cunoască Scripturile, întrebările celor ce nu au inima curată, întrebările celor pedepsiți de Domnul, întrebări pentru viitor, întrebări pentru alții și vom vedea la momentul potrivit cum Scriptura ne dă răspuns la ceea ce Dumnezeu hotărăște, la aceste întrebări ale oamenilor. Acest studiu întrebări pentru Domnul Dumnezeu nu este un chestionar pentru divinitate. Adică noi să ne permitem să-L întrebăm pe Dumnezeu ceea ce vrem. Departe de noi, un asemenea gând neînțelept. Aceste întrebări sunt cuvinte ce trebuie să se constituie în rugăciuni, în căutarea acelor răspunsuri pe care Dumnezeu își dorește, așteaptă să ni le ofere. Să ne amintim ce a spus Dumnezeu profetului Ieremia, capitolul 33 al cărții sale, versetele 2 și 3, așa vorbește Domnul, care face aceste lucruri, Domnul care le urzește și le înfăptuiește, adică întâi El face planul și apoi îl duce la îndeplinire. El a cărui nume este Domnul, cheamă-mă și îți voi răspunde. Îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Adică Dumnezeu se prezintă ca unul care este gata să ne dea informații. Vă arăt încă într-un pasaj din Cartea Apocalipsa, capitolul 7, când Dumnezeu pune o întrebare ca să-L determine pe Ioan să întrebe, pentru ca el apoi să-i dea răspuns. Apocalipsa, capitolul 7, citesc de la versetul 13 și unul din bătrânii a luat cuvântul, evident că acesta a vorbit din partea Domnului, sub călăuzire. Și a zis lui Ioan, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare și au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Adică nu știa acea ființă din cer că Ioan nu știe? Ba da, știa, dar le-a pus întrebarea ca să stârnească o întrebare în el pentru ca apoi să-i dea răspuns. Acest studiu vrea să păstreze niște limite pe care, așa cum spunea Solomon, și le poate permite omul, și este un cuvânt pe care îl citim în 2 Cronici, capitolul 2, în care acest înțelept face referire la ceea ce și-a permis el cu privire la templu. Și ideea aceasta vreau să o luăm pentru întrebările noastre. 2 Cronici, capitolul 2, versetele 5 și 6. O scrisoare adresată lui Hiram. Casa pe care o vizitai făcea referire la templu, trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare decât toți Dumnezeii. Dar cine poate să zidească o casă când cerul și cerul celor nu-l pot cuprinde? Deci Salomon n-a vrut ca Hiram să înțeleagă că el e atât de mare cât îi face la Dumnezeu casă. Dar cine el, om, să-i facă la Dumnezeu casă? N-are Dumnezeu unde sta? Poate el să-i facă o casă așa cum ar fi cerințele divine? Și ca să înțeleagă Hiram, spune el în continuare, și cine sunt eu ca să zidesc o casă decât doar ca să artă mâie înaintea lui? Atât? Deși noi punem niște întrebări doar în ceea ce ne permite Dumnezeu în a ne ruga, vom analiza și întrebările unora care nu trebuiau puse. Deci păstrând evlavia și respectul pentru Dumnezeu. Amin. Întrebările din lecția aceasta
Sunt întrebări prin care vrem să știm cine și cum este acest Dumnezeu care se ascunde. Ele sunt legitime, în mod deosebit pentru cei ce vor să-L cunoască pe Domnul, pentru cei ce sunt atrași în dor și în dragoste pentru El. Sunt întrebări naturale îndreptățite pentru cei ce vor să ajungă ca Domnul, pentru cei ce vor să-L cunoască mai îndeaproape, pentru cei ce vor și cred că vor fi o veșnicie împreună cu El. Iată cum îl descrie profetul Isaia în 45, cu versetul 15, pe acest Dumnezeu, în dreptul căruia este normal să se ridice întrebări pentru că se ascunde. Aici citim: dar Tu ești Dumnezeul care Te ascunzi. Dar în același timp continuă spunând: Tu Dumnezeul lui Israel, adică Dumnezeul nostru, puteau să spună ei, Mântuitorule. Un Dumnezeu care se ascunde și care totuși vrea să ne salveze, vrea să ne se descopere. Iată cum scrie Ioan în debutul întâi sale epistole despre acest Dumnezeu pe care ei consideră că L-au pipăit, L-au văzut, făcea referire la Domnul Hristos și pe care vrea să îl prezinte și altora. 1 Ioan, capitolul 1, citim de la versetul 1. Ce era de la început? Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit și am privit, am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Știți, cuvântul era de la început, spune El în Evanghelie. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Vrem să învățăm din Biblie ce au aflat despre Dumnezeu cei care au fost interesați de El să-L cunoască mai îndeaproape. Cei de afară, dacă nu L-au văzut, unora li se pare chiar că nu este. Cineva a întrebat pe un credincios, unde este Dumnezeu? Și acesta a răspuns cu înțelepciune, arată-mi tu mai întâi pe unde nu este. Că oriunde te uiți, însușirile Lui nevăzute se văd și prezența Sa atotputernică în lucrare este de neînlocuit și de neevitat, dacă, spunea Apostolul, te uiți cu băgare de seamă. Am împărțit lecția aceasta în două, într-o primă parte, ce putem să întrebăm să știm despre ființa divină și într-o a doua parte, ce nu putem să întrebăm și să știm despre ființa divină. Pentru că, așa cum spuneam de la început, sunt întrebări pe care ne permitem să le punem și sunt altele pe care nu este înțelept și nu avem dreptul să le punem. Sau chiar dacă le-am pune, doar așa ne-am aflat în treabă și Dumnezeu și Biblia nu ne-ar da răspuns la ele. Poate vă gândiți la ce este important o asemenea lecție. Să știți că felul în care îl gândim noi pe Dumnezeu ne determină viața. Cine gândește despre Dumnezeu corect și își imaginează în slava Sa, în atotputernicia Sa, în dragostea Sa, este atras de El și se comportă ca atare. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu are cu totul un alt comportament. Poate vi s-a născut întrebarea, cum este ființa divină? Știți că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta a fost întrebarea indirectă și apoi chiar directă a lui Moise. Omul căruia i s-a permis să se apropie cel mai mult de Dumnezeu. Iată ce citim în cartea Exod. Mai întâi, capitolul 3, acolo unde Dumnezeu îl cheamă din rugul aprins. Versetul 13. Moise a zis lui Dumnezeu. Aici a întrebat în mod indirect. N-a zis cine ești. A zis, iată că mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeu părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, dar cu alte cuvinte voia, cred, să întrebe El. Care este numele Lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, adică i-a dat răspuns. Eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copilul lui Israel astfel, cel ce se numește Eu sunt, m-a trimis la voi. Observați că mai întâi Dumnezeu a înțeles sensul întrebării și i-a răspuns lui cine este și apoi i-a mai răspuns odată ca să știe la întrebarea, cum a formulat-o el, să știe să spună evreilor. Ce înseamnă Eu sunt cel ce sunt?
Parcă alte cuvinte nici nu ar exprima mai bine ființa divină. El este pentru că este. Nimeni nu l-a determinat, nimeni nu îl poate afecta sub nicio formă, El este Cel ce este. Aici este numele acela de Iahve, Jehova sau Domnul, cum avem noi în traducerea noastră, ceea ce înseamnă de fapt o folosire a numelui divin, acestui apelativ sub sensul de stăpân, pentru că evreii se temeau să-i pronunțe acest nume, sunt de părere unii. Cert este că Dumnezeu a dat răspuns acestei întrebări. Citim mai departe în Exod capitolul 24 și observăm cum Dumnezeu l-a lăsat pe Moise să se apropie, capitolul 24, de la versetul 9. Moise a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu și cu 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Credeți că și chiar l-au văzut? Au văzut strălucirea aceea, pentru că scrie în toată Scriptura că nimeni nu l-a văzut. Dar iată ce au văzut. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca aurul, ca cerul în curăția lui. Versetul 12. Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și rămâi acolo. Moise s-a sculat împreună cu Iosua, care slujea. Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. Versetul 16. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În a șaptea zi, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Și din nou este acea aură divină, șechina, slava Domnului, era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui înaintea copiilor lui Israel. Observați, de-abia între a șaptea zi, Moise a fost pregătit să intre în intimitate la Dumnezeu. Și dacă ne rugăm, de exemplu, noi 5 minute și vrem să avem acces direct în sala tronului, nu se poate. Pentru că măreția divină este greu accesibilă, imposibil de atins pentru micimea umană. Iată cum Moise a fost pregătit să urce pe munte și după ce a stat cu Dumnezeu multe zile, citim în capitolul 33 că a fost atras Moise de ființa divină și a pus o altă întrebare. Capitolul 33, citim de la versetul 12. Moise a zis, Domnule, iată că tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Citim mai departe, versetul 16. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău, oare nu când vei merge tu cu noi? 17. Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea. Deci asta a fost un favor special și te cunosc pe nume. Și acum dorința lui Moise, versetul 18, arată-mi slava ta. Dar nu văzuse pe munte? Cu ceilalți 70 și cu Aron și fiii lui? Ba da, dar ce văzuse era doar o sclipire, o strălucire. Nu văzuse ființa divină. Și scrie aici, versetul 20, Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu se poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea și te voi pune în crăpătura stâncii, te voi acoperi cu mâna mea până voi trece, iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Cât de maestoasă este ființa divină, încât nici lui Moise cu atâta pregătire nu i-a fost permis să-l vadă pe Domnul. Ariergarda divină doar a putut să o privească. Știți că Dumnezeu este învăluit de ființe cerești, umblă cu carul acela de heruvim și are o boltă de serafim în jurul lui. Iată de ce cred că Dumnezeu a interzis demonilor să-L prezinte pe Domnul Hristos. Nu se poate vorbi despre Dumnezeu măcar de cum să-L vezi în orice condiții. Iată de ce cred că Domnul a interzis ucenicilor să vorbească oricui despre sine.
când a zis să n-arunce mărgăritare și lucruri sfinte la câini și la porci. Doar sfinților le-a fost permis să-L prezinte pe Dumnezeu, doar unor astfel de oameni ca lui Moise i s-a arătat divinitatea, dar slava absolută a Domnului este păstrată deocamdată pentru ființele din cer, despre care citim în Apocalipsa, capitolul 4. Unde este prezentat tronul de domnie în viziunea lui Ioan și scrie aici de la versetul 8, zi și noaptea cele ființe ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic care era, care este, care vine. Se închinau cu toții și ziceau versetul 11, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea, puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Cu adevărat, bine spune Scriptura, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Și mărimea Lui este nepătruns. Cum este ființa divină? Ne-a fost descoperită prin profeți doar în viziuni. A văzut Ezechiel acel car cu heruvim, a văzut Daniel un îmbătrânit de zile într-o slavă a judecății eterne. Înger când a văzut aleșinat și doar cu întărituri speciale în ființa lui a putut să mai stea de vorbă cu ei. Și totuși, prin întruparea Domnului Hristos, Fiul Său prea iubit, le-a spus ucenicilor, citim din Ioan capitolul 14, când i-a anunțat că urma să plece, de la versetul 8, e o dorință a lui Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Cred că nu știa Filip că și Moise a vrut să-L vadă și nu s-a putut, dar prin Domnul Iisus știau că au altă trecere. Și iată ce interesant răspunde Domnul. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe, cine m-a văzut pe mine... A văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Dar cum le împăcăm acestea? Moise și toți l-au văzut într-o slavă de care nu s-au putut apropia și ucenicii se deau de vorbă cu Domnul și a zis, uite, ai mai văzut pe mine, ai văzut pe Tatăl. Cred că trebuie să gândim împletindu-le și pe de o parte să ne imaginăm măreția divină care și pentru îngeri este tot o slavă și un respect absolut, dar în același timp, prin Domnul Iisus Hristos, putem să-L cunoaștem și în perspectivă să avem harul să ne apropiem de această ființă măreață, slăvit să fie Domnul. Să fim recunoscători așadar pentru harul ce ne-a fost adus prin Domnul Hristos și după cum scrie și în Evrei capitolul 1, să înțelegem că Dumnezeu rămâne de temut, dar avem harul să ne apropiem de El. Evrei capitolul 1, Dumnezeu le-a vorbit prin profeți. Și ce a vorbit referitor la ființa divină prin profeți? Cât de măreț este El? Și ce se întâmplă în jurul ființei Lui? Și scrie apoi aici, în 1 cu 2, că la sfârșitul tuturor vremurilor ne-a vorbit prin Fiul. Versul 3, El este oglindirea slavei Lui. Pentru că Domnul arăta ca un om, s-a făcut asemenea oamenilor, dar știți că atunci când a fost schimbat la față, dintr-o dată a arătat în slavă? El este întipărirea ființei Lui și pentru aceasta îi mulțumim că ni s-a descoperit și nouă, slăvit să fie Domnul. O doua întrebare, ce atribute are ființa divină? Sau altfel spus, Dumnezeu controlează și conduce absolut tot în univers. Dacă El le-a creat, le are cu lux de amănunte, toate sub control, se poate întâmpla ceva în acest univers fără ca Dumnezeu să știe, fără ca Dumnezeu să decidă. Cineva spunea într-un mod înțelept, zice, diavolul tare și led și la Dumnezeu i-a făcut câteva farse.
Se poate una ca aceasta? Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Începem cu plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Și când avem răspuns la întrebarea aceasta, eu cred că alta ar trebui să ne fie atitudinea în orice eveniment, în orice stare a vieții. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Nu uitați, aici când s-au scris aceste cuvinte, poporul Dumnezeu a trecut prin cea mai cruntă perioadă din istoria sa de până atunci. Femeile au ajuns să-și mănânce copiii, au fost deportați în masă, templul a fost distrus și era normal să-și pună întrebări. Ce s-a întâmplat? Unde sunt făgăduințele divine? Chiar așa? Să ne umilească babilonienii? Și răspunde Domnul prin profet. Plângeri, capitolul 3, citesc de la versetul 34. Când se calcă în picioare toți prinșii de războaie a unei țări, când se calcă dreptatea omenească în fața celui atotputernic, când este nedreptățit un om în pricina lui, și acum vine întrebarea, nu vede Domnul? Și acum apare o altă întrebare, cine a spus? Și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Și răspunsul este foarte categoric, nu. Adică nu se poate întâmpla nimic fără porunca Domnului, fără ca el să decidă. Nu iese din gura celui prea înalt răul și binele? Cum dacă se întâmplă ceva rău și asta e cu știrea lui Dumnezeu? Absolut. Și dacă se întâmplă un bine, numai Dumnezeu l-a poruncit. Iată alte versete din cartea Psalmilor, de exemplu 115, versetele 2 și 3, ce au învățat, ce au aflat oamenii lui Dumnezeu despre el, despre controlul său în acest univers. 115, versetele 2 și 3. Pentru ce să zică neamurile? Unde este Dumnezeul lor? E cumva absent? A scăpat de sub control vreo situație? Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Slăvit să-i fie numele. Poate evenimentele de la răstignirea Domnului Hristos, cu învierea și cu felul în care lucrarea în biserică a luat amploare, dovedesc poate cel mai mult această totputernicie divină. Oamenii au crezut că fac ce vor. Știți cât au făcut la planuri, Saducheii și ceilalți? Cum a încercat Pilat să-l scape, să facă ceva. Acolo era Satana prezent, a spus Domnul Hristos, vine stăpânitorul. Și toți își încercau lucrările lor să le pună pe rol. Și apostolii nici ei n-au înțeles de la început, dar după aceea citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, în urmă au înțeles toate acestea, că Dumnezeu este în mod absolut în control. Fapte, capitolul 2, versetul 23, predica lui Petru. Pe omul acesta, adică pe Domnul Iisus, dat în mâinile voastre, atenție, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu numai că le controlează, le și anticipează. Amintiți-vă de întrebările pe care Dumnezeu le lansează la finalul dialogurilor dintre Iob și prietenii săi. E o ploaie de întrebări. Unde ai fost tu când am întemeiat? Știi tu ce curs au stelele și apa, ce urmează să efectueze? Și toate întrebările acelea au un singur răspuns. Dumnezeu le coordonează pe toate. De la hrana pentru pui corbilor, scrie acolo, și de la durerile sau posibilitatea de să nască a unei cerboaice, până la înscrisurile din constelații. Toate, asta a spus-o Dumnezeu, sunt cuvintele Lui, nu exprimările poetice a vreunui evreu înțelept. Nu, astea nu sunt referințe doar așa să laude pe Dumnezeu. Că au încercat prietenul Iov să spună ceva despre Dumnezeu mai bun decât li s-a părut lor că este. Și Dumnezeu i-a mustrat pentru asta. Dumnezeu a spus doar ceea ce este corect, pentru că toate le controlează, slăvit să-i fie numele. Dar vedeți, oamenii uneori se mai amestecă, nu trebuia să plouă astăzi. Altul zice, păi chiar acum m-am îmbolnăvit. De ce asta? În primul rând trebuie să știm că toate acestea sunt decise, sunt dictate de Dumnezeu din cer, slăvit să-i fie numele. Sunt întrebări referitoare la Îngerul Domnului din Vechiul Testament.
la relațiile din divinitate? Însă aceștia îți găsesc răspunsuri indirect în Sfânta Scriptură și nu vreau să insist. Rămâneți așadar cu aceste două aspecte. Cum este ființa divină? Atât de măreață încât oamenii n-au atins nivelul acesta, starea să o poată vedea în față. Cum este ființa divină? Atât de plină de dragoste încât ni s-a descoperit prin Domnul Hristos și astfel îl înțelegem mai bine. Un Dumnezeu mare și bun. Ce atribute are ființa divină? Păi aș pune eu întrebarea, ce atribute n-are? S-a întâmplat ceva? Întreba profetul, fără să știe Domnul, fără să fi poruncit? Absolut nu. Acum, într-o a doua parte, vreau să observăm ce nu putem să întrebăm sau să știm despre ființa divină. În primul rând, originea și natura existenței divine. Știți că oamenii și-au permis să întrebe, de când este Dumnezeu? În Genesa 1, dar înainte de Genesa 1, ce a fost? Ei, asta nu știm. Dar gândiți-vă dacă noi nu-L putem să-L pricepem pe Dumnezeu nici pe moment și să-L vedem. Cum am putea să privim retroactiv și să facem cunoștință cu veșnicia trecută? Iată cum îl prezintă Scriptura pe Dumnezeu. Iov, capitolul 36, versetul 26. Iată ce mare este Dumnezeu, dar noi nu-L putem pricepe. Și acum, vorbind de originea divină, numărul anilor Lui nimeni nu l-a pătruns. Și Moise, omul care a fost cel mai aproape de Dumnezeu, a putut doar să spună atât. Psalmul 90, versetele 1 și 2. Doamne, înainte ca să fi născut munții, înainte s-a făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Ce putem înțelege din aceasta? Putem înțelege că e Dumnezeu. Dacă e din veșnicie în veșnicie, adică El e Cel ce este. Cum este natura ființei divine? Cum L-au văzut așa strălucitor ca de foc? Dumnezeu este Duh, spunea Domnul Hristos, Ioan 4:24. Iar noi oamenii nu avem acces în carne și oase la lumea spirituală decât în limitele permise de Dumnezeu. Îmi place cum îl descrie Apostolul Pavel pe Dumnezeu, scriindu-lui Timotei, două referințe în 1 Timotei. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 17, a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Noi ne putem bucura de El fără să știm ce a fost în veșnicia trecută. Știm că a fost împărat dintotdeauna. 6 cu versetul 16, El este singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Și din nou, amin, așa să fie și așa este, slăvit să fie Domnul. Noi îl cunoaștem în limitele pe care Duhul Sfânt le-a descoperit, dar dacă nu ni se descoperea prin Duhul Sfânt, nu percepeam nici atâta. Că altora, de-a lungul istoriei, care Dumnezeu nu s-a descoperit, și l-au imaginat pe Dumnezeu prin aur, argint, chipuri, prin forțe ale naturii și așa mai departe. Știți multitudinea de religii, ce imagini și imaginații au despre Dumnezeu. Și ce frumos scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2. Nouă însă Dumnezeu ne-a descoperit prin Duhul, lucruri care grele pentru minte, imposibil de văzut pentru ochi. Dar toate astea ne se descoperă în parte. Ne este descoperit ceea ce avem nevoie, dar originea divină, natura sa. Dar nu-i destul că atunci când vom fi ca El,
Vom fi la El, vom fi ca El. Nu-i asta vestea cea mai bună și cea mai mare? Pentru că sunt unii efectiv care vor să-și spargă mintea, să-L deseneze pe Dumnezeu. Are El o ființă, o figură antropomorfică, așa ca omul, alții cred nu, că este absolut Duh, care se poate dispersa și ceva ce nu se poate imaginându-și Duhul fără carne și oase, cum spunea Domnul Hristos. Îmi place să rămânem la ce-i scris, în sensul că Dumnezeu ne-a descoperit ceea ce știe că avem nevoie și mai departe rămâne să ni se descoperă la vremea potrivită, slăvit să fie Domnul. Încă o întrebare și un domeniu din ceea ce noi nu putem să întrebăm și nu putem cunoaște. Și dacă am întrebat, dimensiunea și dreptatea lucrărilor divine în univers și pe pământ. Ascultați-mă, aici voi citi mai multe versete din Iov. Capitolul 9 mai întâi, versetul 12. Sunt multe situații la care ar trebui să tăcem, să-i dăm slavă și să așteptăm. 9:12. Dacă apucă El, cine îl va opri? Cine îi va zice? Ce faci? Nu-ți poți permite să-i pui întrebarea asta la Dumnezeu. Doamne, ce faci? Nu mi se pare că faci bine. Este o întrebare ce nu trebuie pusă. Și dacă o pui, rămâi cu vorba în vânt. Capitolul 9, versetul 4. A Lui este înțelepciunea și atotputernicia. Cine s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? Există riscul să fim pedepsiți? Luându-L pe Dumnezeu la rost. Ce faci? Nu înțeleg. Tu trebuie să înțelegi că El e Dumnezeu, că e în control și te limitezi. Citim tot din capitolul 9, de la versetul 13 în continuare. Hai 14. Și eu cum să-i răspund? Ce cuvinte să aleg? Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde. Nu pot decât să mă rog judecătorului. Și chiar dacă m-ar asculta când îl chem, tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul. Adică noi trebuie să ne știm limitele noastre umane. Continuăm din capitolul 13, versetul 11. Nu vă înfricoșează măreția Lui și nu cade groaza Lui peste voi. Dar această măreție trebuie să determine la respect, nu la o serie de întrebări. De ce? Cum? Capitolul 26, de la versetul 6. Înaintea Lui locuința morților este goală, adâncul n-are acoperiș și spune câteva lucrări ale Lui. Și acum observați ce vă citesc de la versetul 14, după ce prezintă câteva activități divine. Și aceștia sunt doar marginile căilor sale și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor Lui puternice, cine îl va auzi? Adică ce să întrebăm noi să luăm pe Dumnezeu la rost, că nici nu știm să punem întrebările corect? Observați, uneori copiii noștri vin și întreabă în așa fel încât îți vine să zâmbești, nu? Ce fel de întrebări pun? Pentru că nu au înțelegerea să le pună. Și dacă nu le-am răspunde la copiii de 2 ani, așa să le corectăm noi întrebările, ar pricepe ei? Nu ar pricepe. Nici n-ar putea înțelege. Să înțeleagă un copil mic când îi faci vaccin? Nu va înțelege. Dar nici nu te apuci să-i explici. Dar un copil mic nici nu știe să întrebe, că încă nu poate vorbi. Cred că uneori ar fi mai bine să nu putem și noi vorbi la ce nu-i de a întreba. Că aceste lucrări divine nu le putem noi pricepe pe toate. Capitolul 36, tot din Iov, continuă aceste explicații de la versetul 23. Cine cere socoteală de căile Lui? Și cine îndrăznește să-i spună, faci rău? Să nu avem îndrăzneala asta să-L luăm pe Dumnezeu la rost. Orice om le privește, fiecare muritor le vede de departe, iată ce mare e Dumnezeu. 20,
4. Nu uita să lauzi faptele lui pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Adică și pe cele pe care nu le înțelegem. Este bine să respectăm pe Dumnezeu și spunem: Doamne, nu pricep, și Iov în final și-a pus mâna la gură, dar a zis Dumnezeu, merită să fie slăvit și să fie ascultat. Slăvit să fie numele Lui. Și 37 cu 14, că suntem aici cu Biblia. Iov, și acum luați numele dumneavoastră. Ia aminte la aceste lucruri. Privește liniștit minunile lui Dumnezeu. Știi cum cârmuiește Dumnezeu nori și cum face să strălucească din ei fulgerul său? Nu știm. Dar trebuie să le privim aceste lucrări liniștiți și să dăm slavă Domnului. Dacă nu, riscăm să repetăm greșeala Nebucadnețar, care a crezut că e cineva. El n-a fost informat că Dumnezeu i-a dat lui toate popoarele. Dumnezeu l-a smerit și în final a învățat lecțiile astea. Și a scris către toate națiunile. Citim din Daniel capitolul 4, finalul capitolului. Asta e foarte frumos. Versetul 35. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea celor locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci? Deci asta e o întrebare ce nu trebuie pusă. Dar ce trebuie să facem? Versetul 37. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate lucrările lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Acum, în cazul lui Nebucadnețar, înțelegem și noi că sunt drepte, dar în cazul lui Iov, și acolo erau tot drepte. Da, a zis Dumnezeu, vrei să nimicești dreptatea mea, dar cum e drept să moară copiii la un om neprihănit și să fie bolnav, să-l îngăde Dumnezeu pe diavolul? Vedeți că nu putem pricepe noi. Dar e drept la Dumnezeu, pentru că sunt dimensiuni și noi nu le putem înțelege. De aceea zicea Iov, el este atotputernic, slăvit să fie Domnul. Și un ultim aspect, ceva ce iarăși nu putem înțelege. Hotărârile planului său etern, în care se includ mântuirea unora și osândirea altora. În final, unii vor fi mântuiți și alții osândiți. Și spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 9, că unii riscă să pună întrebări și să comenteze cazul. Roman 9, de la versetul 14. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci l-a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă, mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnești de cine vrea, nici de ce aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Și dă câteva exemple aici și spune în final, 20, nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Comentariile umane nu și-au locul. Adică viața este proprietatea divină. A zis Dumnezeu lui Moise, Exod 33 cu 39, eu dau viață, eu omor. Întreabă-L pe Dumnezeu de ce pe unul lasă să trăiască și pe altul nu, pe unul mântuiește, pe altul nu. Unul trăiește într-o condiție, altul în altă condiție. Dumnezeu își rezervă dreptul acesta să facă tot ce vrea și noi să știți că nu vom pricepe, pentru că Dumnezeu nu ne dă răspunsul la toate acestea. Iată ce spune și Isaia 45 cu 9, vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul zice celui ce-l fățuiește, ce faci? Și lucrarea zice despre tine, el n-are mâini? Ori dacă nici lutul nu poate întreba, de ce dintr-o bucată de lut face un ulcior frumos și îl pune pe masa împăratului și în altă bucată de lut face altceva, undeva de mai puțină cinste? Astea sunt în competența divină. Știți că a venit mama cu Iacov și Ioan, pune-i pe unul la dreapta și pe altul la stânga, a zis, astea sunt rânduite de Tatăl. Și degeaba facem noi propuneri, noi trebuie să ne rugăm, să-L vestim oamenilor pe Domnul, ei dacă vor să se mântuiască, dar faptul că Dumnezeu le avea dinainte rânduite, astea nu înțelegem și nu trebuie să ne împotrivim acestei dreptăți divine, nici dacă nu o înțelegem. Sunt planuri făcute în veșnicie și dacă nu putem pricepe nici cum Dumnezeu din veșnicie, apoi nici aceste planuri din veșnicie nu le putem pricepe decât într-o limită
dată de Duhul, cum spuneam, și potrivit cu ce este necesar pentru mântuirea noastră. Așadar, să nu ne grăbim să vorbim, că riscăm să păcătuim. Încheiem afirmând că credința în Dumnezeu ne deschide mintea pentru cunoașterea Lui și ne asigură statutul de fii ai Săi. Și asta trebuie să fie pentru noi o bucurie întreagă. Evrei, capitolul 11. Și credința este contactul cu lucrurile de care avem nevoie și pe care nu le putem percepe sub altă formă. Dar aici versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Dacă nu-L crezi că e Dumnezeu și dacă nu crezi că e drept, o să te împotrivești. O să pui întrebări ne la loc și nu o să fii plăcut Lui. O să fii chiar pedepsit, cum au fost și prietenii lui Iov pentru declarații și întrebări puse ne la loc. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că pe noi asta ne interesează și ne face bine și că răsplătește pe cei ce îl caută. Dar nu cu întrebări nebune și nefolositoare, ci cu întrebări măsurate și cu gând curat. Doamne, dă-ne priceperea aceasta. Cunoașterea Tatălui este secretul Fiului și al Duhului Sfânt. Îngerii nu au drept să ducă informații așa de la ei citire și putere. Numai dacă Duhul Sfânt, numai dacă Domnul Iisus ne descoperă ceva și El a descoperit cât a vrut, adică ceea ce e scris este descoperit. De aceea Domnul Iisus spunea, Matei capitolul 11, într-o discuție cu Tatăl, ar spune un cuvânt de rugăciune, versetul 27, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia care vrea Fiul să-L descoperă. Și spunea Domnul Iisus, eu v-am spus atât, vreau să mai spun și altele, nu le puteți purta. Ce crezi că noi am putea purta mai multe? Nu, și nu ne sunt de folos. Dar spunea Domnul Ioan 16, vine Mângâietorul. El are să vă mai descoperă ceea ce ar fi fost, să spun așa, aș fi avut în plan să vă spun eu, zicea Domnul. Și apoi, arătând relația sa cu Tatăl, a zis, de fapt eu iau dintr-a Tatălui și vă descoperă. Mulțumim Domnului pentru că ni s-a descoperit, încât ni s-a descoperit. Îi mulțumim pentru Duhul Său și rugăm să ne umplă ființa de mireasma Harului Său, a cunoștinței sale sfinte și să ne ajute să ajungem la El, ca să-L vedem așa cum este și să înțelegem tot ce n-am înțeles aici pe pământ. Amin.